Bună ziua, bine v-am găsit la Biblioteca Județean, Alexandru Dobescu. Bună ziua, bine ați venit! Doamna bibliotecar, n-am venit întâmplător. Am venit pentru că știm că prezentați filme bune de calitate și am auzit că recent filmul românesc este foarte căutat, apreciat de elevii unor licee. Ce activități derulați? Sigur că da, noi avem parteneriate, după cum v-am mai spus, cu toate liceele și școlile generale și nu numai din oraș și din județ, și săptămâna trecută, săptămâna asta și săptămâna viitoare difuzăm Moara cu noroc după Ioan Slavici. Vin elevii de la Colegiul Economic Călăraș împreună cu doamnele profesoare de limba română, de limba engleză. Avem audiție în principiu la orele 14. Văd pe masă la dumneavoastră că selectați și alte filme din diferite domenii de activitate, diversitate, așadar, la Biblioteca Județeană. Doamna bibliotecar, ce fond de filme aveți? Știm că aveți o galerie impresionantă, da, de CD-uri, avem DVD-uri. Tot fondul nostru de carte, aici la secția mediatecă, este în jur de 13.000 de unități biblioteconomice. Așa le numim noi, așa se numesc, pentru că avem ziare, reviste, casete audio, casete video, discuri vinil și CD-urile care sunt de generație actuală. O întrebare de la călăreșeni. Ar putea aceștia să selecteze, să vizioneze un anumit film dacă vor într-un grup? Cum se fac selecțiile? Noi le facem, sunăm profesorii de la liceu și ne spune profesorul de limba română ce ar dori să vadă cu clasa respectivă. În principiu, ce studiază la școală. Dar dacă dorește și altcineva un film, ce avem noi și chiar dacă nu avem, găsim. În medie cam câți elevi vin la o vizionare? În jur de 20, că sunt 18, 22, în jur de 20. Și pleacă plăcut, impresionați, ar fi de interes să le prezentăm starea după ce vizionează un film. Sigur că da, unii da, pentru că nu se mai uită ei acum la filme legate așa și împinși și vin. Mulțumim pentru informare și noi vă succes mulțumim în activitate. Mulțumim și vă așteptăm.